Județul Gorj se află sub cod galben de ploi însemnate cantitativ. Atenționarea meteorologilor a intrat în vigoare în această dimineață și este valabilă până mâine la ora 23. Zona de munte se află sub cod portocaliu de precipitații și vijelii. În acest interval, în Oltenia, precum și în zonele montane și submontane, se vor cumula cantități de apă ce vor depăși local 20-30 de litri per metru pătrat și izolat 40 de litri per metru pătrat, transmite ANM. Codul portocaliu de ploi abundente afectează zona deluroasă și montană a județului Gorj. Cantitățile de apă vor depăși pe arii extinse 50-60 de litri per metru pătrat și izolat 80 de litri per metru pătrat. Autoritățile urmăresc fenomenele și sunt pregătite să intervină în caz de nevoie. Intrăm în prima fază pe cod galben și foarte repede intrăm pe cod portocaliu de precipitații. Există atenționări, avertizări din acest punct de vedere. Ele au fost aduse la cunoștința tuturor șefilor de comitete locale pentru situații de urgență. Sperăm că nu vor exista probleme deosebite în ceea ce privește potențialele viituri care pot apărea pe versanți și care pot din nou să aducă, necazuri gospodăriilor, cetățenilor din județul Gorj. Spun că e posibil să nu se întâmple acest lucru pentru că pământul este dornic de apă, ca să folosim o metaforă. Pompierii sunt pregătiți să intervină în zonele vizate de avertizările meteorologice. Până acum au fost anunțate comitetele locale pentru situații de urgență și s-au verificat cursurile de apă pentru a stabili dacă nivelul debitelor poate produce inundații.